Dumnezeu, și bine v-am găsit. Iată, am vrut să fac o mică filmare că am reușit această performanță pentru mine personală cu lăptișorul de matcă. Iată, aici sunt o grămadă de celule luate în creștere folosind amorsa din lăptișor de matcă la translazare. Foarte frumos, ce pot să zic, o să îndepărtez larvele și îndepărtând larvile, o să scot lăptișorul, o să vă arăt cât rezultă. Iată, continuăm cu dovada de a, adică dovada. Metoda cum scoatem lăptișorul de matcă din celule. Iată, această lingură o folosim. Introducem în celula. Și o scoatem. Astfel arată ea. Și o punem în borcan. Să vedem dacă se umple borcanul. Eu voi continua să extrag și vedem cât iese. Iată și cantitatea de lăptișor pur. Deci așa cum e el de secretat de albine, iată aici avem aproximativ 6 grame de la ce am reușit eu să extrag. Peste 3 zile o să umplem acest borcanel. Acum o să facem amorsa pentru următoarea rundă de lăptișor.